la invitatul meu de la această oră, Costin Ciobanu, analist politic. Vă mulțumesc tare mult pentru răbdare, domnule Ciobanu. Cu mare drag. Bun. Așadar, vedem această campanie, prinde până la urmă campania lui Cristian Popescu Piedone în rândul electoratului din capitală, în opinia dumneavoastră, sau cui se adresează? Da, Cristian Popescu Piedone, în mod cert, are un electorat propriu, a fost ales de două ori în sectorul 4, a câștigat acum 4 ani în sectorul 5, însă el practic încearcă să se adreseze în primul rând electoratului PSD, care nu este foarte confortabil cu candidatura doctorului Cârstoiu. Am văzut o candidatură anunțată târziu, care are anumite probleme de compatibilizare a celor două electorate, social-democrat și liberal, și atunci candidatul Piedone vede această oportunitate, încearcă să fie cât mai apropiat, cât mai în ton cu ceea ce își doresc social-democrații. Este acesta un pariu pe care îl face pentru că are nevoie de electoratul social-democrat pentru că a reușit să câștige. Domnule Ciobanu, electoratul din capitală de stânga își dorește parizeri pe bordură, usturoi și acordeon? Din punct de vedere normativ, dacă este să ne poziționăm, cum spuneați, acesta e un bâlci politic și aceasta este propunerea pe care candidatul Piedone o face bucureștenilor. Dacă bucureștenii vor fi de acord cu această abordare, o să vedem atunci când vom vota. În mod cert, această campanie s-ar putea să aibă și o reacție, s-ar putea să-i mobilizeze pe bucureștenii care se gândeau eventual să nu vină la vot, pentru că opțiunea era foarte fermă, dar acum când văd unele sondaje de opinie care îl poziționează pe candidatul Piedone pe primul loc, s-ar putea să se gândească la istoria sa politică, la ce s-a întâmplat la colectiv, la acele scandaluri legate de angajările familiei în primărie, la scandalul cu permisele auto pe care le-a dobândit, și atunci s-ar putea să avem o mobilizare. Însă, ceea ce vreau să scot în evidență e acest fel extrem de emoțional de a face campanie, în care nu contează absolut deloc politicile, în care totul este pe persoană fizică, în care e important să-ți promovezi apropiații în poziții publice pentru că nu ai încredere în nimeni altcineva. În mod cert, e un contrast față de ceilalți doi candidați care au un profil intelectual foarte clar. Unul este medic, celălalt cercetător olimpic internațional și atunci candidatul Piedone spune că e un candidat popular sau se prezintă astfel. Dacă e să vă aduceți aminte când vorbea Sorin Oprescu despre populimea bucureșteană, acesta este targetul candidatului Piedone. Și eu mă îndoiesc că e suficient totuși acest stil de campanie pentru București în 2024 și sper să nu avem surprize în această direcție. Bun, ne uităm la ceilalți doi contracandidați pe care i-ați menționat și dumneavoastră, doctorul Cătălin Cârstoiu și primarul în funcție Nicușor Dan. Aici vedem o altfel de campanie. Ar putea avea aceasta succes? Avem, în primul rând, o campanie extrem de clară din punct de vedere strategic pentru candidatul PSD-PNL. Dr. Cârstoiu încearcă, practic, să compatibilizeze cele două electorate, pentru că dacă reușește să capteze suportul PSD și PNL, alegerile ar trebui să nu fie niciun fel de surpriză. Însă nu e ușor să aduci împreună cele două tipuri de electorat, având în vedere istoria politică și ce s-a întâmplat în ultimii 20-30 de ani în București. S-ar putea să ai liberali care sunt nemulțumiți de această alianță și să se îndrepte spre Nicușor Dan, așa cum arată actualele sondaje, și s-ar putea să ai social-democrați care sunt mai confortabili cu candidatura lui Piedone, în care se regăsesc mai degrabă decât în poziția doctorului Cârstoiu. Nu va fi ușor, pentru că vedem, doctorul Cârstoiu nu are niciun fel de experiență politică, trece prin un proces de socializare politică și trebuie să se maturizeze din punct de vedere politic foarte rapid. Una este să fii un medic reputat, să ai o carieră solidă în spate, alta este să faci față tensiunilor din politică. Și atunci vedem această campanie, e plimbat pe la organizațiile locale ale PSD-PNL pentru a se compatibiliza pozițiile, este dus în târguri, în parcuri, la tot felul de evenimente, tocmai pentru a încerca să aibă un sprint accelerat pentru următoarele două luni. În ceea ce privește candidatura lui Nicușor Dan, acesta într-adevăr mizează pe mobilizarea publicului de dreapta.
ați văzut, se poziționează foarte ferm în legătură cu pietone, tocmai pentru că încearcă să-i facă pe oameni conștienți că există pericolul ca pietone, cel care este asociat cu episodul de la Colectiv, să devină primar al capitalei. Și atunci Nicușor Dan are această dimensiune negativă a campaniei, în același timp scoțând în evidență de foarte multe ori și ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani de zile, care sunt realizările mandatului. Am văzut mesajul său, care e mai degrabă legat de continuitate, încercă să transmită imaginea că este inevitabilă această realegere, le mulțumește bucureștenilor pentru încredere, în speranța că această încredere va fi reînnoită. E o competiție reală la București, tocmai de aceea toată lumea se uită la ce se întâmplă în București. Practic, dincolo de faptul că o să avem alegeri locale în peste 3200 de comunități, rezultatul simbolic al alegerilor va fi decis în București, pentru că în multe alte zone pare că alegerile sunt deja stabilite dinainte. Primarii în funcție sau cei președinții de Consiliu Județean au mari șanse de realegere în multe locuri. Evident, sunt și, vorbeați mai devreme despre ce se întâmplă la Brașov, despre ce se întâmplă la Timișoara, despre ce se întâmplă la Bacău. Și o ultimă întrebare, domnule Costin Ciobanu, ne uităm puțin și la cum își face Diana Șoșoacă campanie electorală într-un parc pentru copii, într-un carusel. Cui se adresează? Ca să fiu puțin răutăcios, aș spune că e totuși bine că se duce într-un parc pentru copii și că nu se duce la ambasada Rusiei. E totuși un progres. E o pierdere de tracțiune, pare în cădere liberă Diana Șoșoacă în ceea ce privește opțiunile electorale. Pare că pur și simplu acest tip de mesaj a fost oarecum și-a atins limitele cu câteva luni înainte de alegeri. Vedem aceleași probleme și în ceea ce privește AUR. Pare că această comasare a alegerilor locale cu alegerile europene a creat probleme de mesaj pentru aceste două partide, care se pregăteau să vorbească foarte mult despre naționalism, despre România, colonie. Acum toată lumea se concentrează pe teme locale și ei nu par să aibă infrastructura de a susține astfel de mesaj și de a veni cu candidați în alegerile locale. Vedem dificultățile pe care le-au la București, de exemplu, unde par să nu conteze în acest moment.